Astăzi ne aflăm la Mediaș pentru partida dintre UCLU și UCraiova 1948. Meciul se joacă la Mediaș deoarece au loc lucrări de înlocuire a gazonului pe Cluj Arena. Este pentru prima dată în ultimii 10 ani când se înlocuiește complet gazonul acolo. Cei de la UCluj vin după o calificare în semifinalele Cupei României împotriva celor de la Hermannstadt. Aveți vlogul acolo pe canal. În timp ce cei de la FC UCraiova au pierdut calificarea în semifinale chiar pe terenul celor de la UT Arad cu 1-0. UCluj anunță revanșa astăzi pe stadionul Gazmetan după ce în meciul trecut jucat pe Oblemenco cei de la UCraiova s-au impus cu un scor usturător, mai exact cu 5-0. Ne aflăm chiar în fața tribunei 1, cam așa arată. Și după cum puteți observa, acolo în capă nu există peluză. Aceasta este tribuna a doua și aici se află peluza, unde stau de obicei oaspeții. Acest stadion beneficiază de o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri, iar pe acest stadion, în anul 2011, echipa locală, care s-a desființat, din păcate, în vara anului 2022, i-a scos în turul 3 pe cei de la Mainz. Pe atunci formația era condusă de către Thomas Tuchel, actualul antrenor al celor de la Bayern München. O eliminare surprinzătoare, nimeni din Europa nu se aștepta la așa ceva. După numeroase sezoane petrecute în prima ligă a României, ați văzut și voi Gazmetan treptat, a fost depunctată în campionat, ajungând în cele din urmă pe ultimul loc. În același timp, mai mulți jucători au plecat de la echipă din cauza situației financiare de acolo. Ies și jucătorii celor de la FCU, Craiova la încălzire. Bahata, l-ați văzut mai devreme în imagine. Ies și studenții, băieții de la U. Dan Nistor acolo în imagine. Aplaudați acolo de câțiva fani veniți în deplasare. Momentan nu e plină tribuna, însă urmează să apară fani încet încet. Veniți de la Cluj, în mare parte. Arbitrajul VAR acolo. Clujenii la încălzire, împreună cu craiovenii. În partea cealaltă, acolo, în albastru. Așa arată în partea cu peluza inexistentă. Acolo vedeți și voi, este tabela, singura tabelă existentă de pe stadion. Cam așa arată în spate la poartă. Aici o să se antreneze rezervele, posibilii jucători care vor fi introduși pe parcurs. Instalația de nocturnă a fost introdusă în anul 2009, aceasta fiind produsă la Timișoara, ea având o putere de 1500 de lux și pe atunci cea mai modernă instalație de nocturnă din țară. UCraiova se situează în acest moment pe locul 8 cu 23 de puncte, în timp ce UCluj este pe locul 11 cu 20 de puncte, deci craiovenii, dacă bat în această după-masă aici la Mediaș pe U, o să aibă o șansă mare de a juca un baraj pentru accedere în Conference League. Andrei Miron, jucător venit de la FCSB. Tribuna a doua dispune de 3500 de locuri, este pe două nivele, după cum bine puteți vedea, și este integral acoperită. Portarii celor de la FCU se încălzesc.
este portarul Urau în fața mea. Suntem în cealaltă parte acum pentru a vă arăta câteva cadre cu cei de la FCU, încălzindu-se chiar acolo, aproape de mijlocul terenului. Peluza Șepcile Roșii, acolo vedem și un banner cu Red Dogs. Au venit și fanii ai celor de la Dinamo. Pentru cine nu știa, galeria de la U Cluj este înfrățită cu galeria celor de la Dinamo. Cele două autocare ale echipelor. Ian Istoica este în fața mea, tot un fost jucător al celor de la FCSB. Cei de la FCU Craiova 1948 au promovat matematic în Liga 1 în mai 2021 într-un meci contra celor de la Csíkszereda, încheiat pe atunci 0-0. Era chiar punctul de care aveau nevoie ca să se califice în Liga 1. Ei își dispută meciurile de acasă pe Ion Oblemenco, pe același stadion își dispută meciurile și CSU Craiova. Pregătesc și băieții să iasă pe teren. Acestea sunt rezervele Craiovei pentru acest meci. Nicolo Napoli, în imagine, antrenorul oltenilor. Cu ajutorul lui au promovat acum 2 ani. Rezervele celor de la U. E jucătorii pe teren. Pauza, cum în imagine. Canistor. Azi și peluza Șepcile Roșii acolo. Creează o atmosferă foarte frumoasă. Se trage la sorți în ce parte vor juca ambele echipe. Jucătorii își dau mâna. Poza de grup tradițională de dinaintea meciului. Acum ne mutăm la locul nostru, în spatele porții, pentru că urmează să înceapă meciul în scurt timp. Vedeți pe acești suporteri frumoși, cântă imnul echipei, impresionant acolo cu fularele. Cei de la FCU au lovitura de start. Galeria oltenilor nu a venit în această deplasare, deoarece ei au interdicție pentru 6 etape în deplasare, având în vedere incidentele de la meciul cu Sepsi de la Sfântul Gheorghe de atunci. O să stăm în spatele porții la care o să atace Universitatea Cluj pentru prima repriză. Chiar dacă meciul nu se joacă pe Cluj Arena și nu sunt chiar atât de mulți fani care au această deplasare, reușesc să creeze o atmosferă deosebită, deci chiar mi s-a făcut pielea de găină. Posesie pentru gazde în acest moment, Dani.
Nistor pasează acolo echipierului său. Este gol Universitatea Craiova. Încă din minutul 5, oltenii reușesc să deschidă scorul. Am văzut cine a marcat. Arbitrul Călin a validat acest gol. Călin, centralul acestei partide. Ifu deschide scorul, jucător care a trecut pe la formația lui Hagi, Farul și Dorul, Constanța. O nouă ocazie pentru craioveni și este 2-0, incredibil ce se întâmplă la Median. Incredibil așa ceva. 2-0 pentru olteni. Deci vreau să spun că nici nu m-am așezat bine aici la locul meu și deja craiovenii conduc cu 2-0. Incredibil așa ceva. Dacă tot vorbeam mai devreme de Aurelian Chițu, reușește să facă dubla în acest meci. Fanii nu își lasă echipa la greu și încurajează până la capăt orice ar fi. Vedem această centrare. Va duce, mi s-a părut acolo un hands la jucătorul Universității Cluj. Fanii nu-și lasă echipa la greu, orice ar fi, încurajează până la cap. Impresionant. Pasă bună acolo pentru Nistor și să vedem ce va fi. Wow, scapă craiovenii. Publicul cere hands acolo. Să nu se dă nimic, ci doar repunere din margine pentru gazde. Ceartă acolo între un jucător al Universității Cluj și Cușier. Nemulțumit de decizia Cușierului, jucătorul celor de la U. Chipciu la mince, unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul lui Ioan Ovidiu Sabău. Dan Nistor încearcă șutul și este peste poarta această minge. Auziți și reacția suporterilor de la Cluj. Cei de la FCU Craiova au ratat play-off-ul în urma două înfrângeri consecutive împotriva celor de la Hermannstadt pe terenul gazdelor și împotriva celor de la Sepsi tot în deplasare la Sfântul Gheorghe atunci când au pierdut cu 4-0. Și să vedem ce vor face craiovenii la această fază. O nouă ocazie mare, aproape de 3-0 pentru Craiova. Acolo, în poarta lui Gorcea, portarul de la U, însă mingea se duce peste poartă. Vedem. Concentrare acolo și respinge jucătorul celor de la FCU către un alt echiper care a dat mingea în aut. Încet, cei de la U Cluj încep să se apropie de poarta craiovenilor. Un pas acolo. Acolo poate să centreze și o face. Respinge jucătorul Universității. Reacția fanilor celor de la U Cluj. Oh, ocazie pentru U Cluj. Gata faza. Minge trimisă pe lângă poartă. Sunt preparați acolo, bineînțeles. Suporterii simt că echipa lor poate mai mult de la acest meci și speră să întoarcă soarta partidei.
Centrare acolo și aproape de gol. În loc să fie 1-2, jucătorul Universității Cluj l-a faultat pe portarul Gurau al celor de la Craiova. Este un contraatac periculos pentru craioveni și să vedem ce va fi. Este 3-0, incredibil așa ceva, incredibil ce se întâmplă la media. 3-0 pentru FCU Craiova 1948 și da, se pare că se repetă încet încet scorul din meciul trecut, când a fost 5-0 pentru craioveni. Același Aurelian Chițu a înscris și realizează hat-trick-ul în acest moment. Și să vedem, ocazie mare pentru însă mingea iese în afară și este lovitură de la colț pentru jucătorii Universității. Dan Nistor se pregătește să execute acolo. Reacția suporterilor. Nimica și de această dată. Să ne gata faza. Prinde Curau portarul lor, coltenilor. Ce va alege să facă jucătorul Universității? De acolo și este un șut pe lângă poartă. Ocazie mare, U Cluj. Și minge pe lângă poartă din nou. Ocazie mare, Universitatea Cluj. Vedem ce va aduce această nouă fază. Șut acolo, însă jucătorul Universității era să-l ia și pe arbitru. Jucător al celor de la Craiova făcea minge. Șutare acolo peste poartă. Și pe lângă poartă. Se vede pe jucătorul Universității, aproape de 1-3. Jucătorul celor de la U. Trecem prin fața peluzei Șepcile Roșii în acest moment. Mulți fani veniți de la Cluj și de prin... Partea unde vom sta pentru repriza a doua, care stă să înceapă în scurt timp. Echipele o să schimbe terenul, iar în spatele porții acesteia vom sta noi. Câteva cadre și cu tribuna a doua. Acolo puteți observa fanii veniți de la Cluj ca să îi susțină pe cei de la U. Șut peste poartă acolo, în partea jucătorului Universității Cluj. Fanii acolo susțin echipa. Ioan Filip a ieșit la încălzire. Bună pasă pentru jucătorul Universității, șut și apără portarul celor de la Craiova. Fanii sunt în extaz acolo, în tribuna a doua. Arbitrul se duce să verifice un posibil cartonaș roșu. Să vedem care va fi decizia acestuia. Să vedem și decizia centralului. Va fi sau nu va fi roșu? Thank you.
este cartonaș roșu arătat lui Miron, dacă nu mă înșel. Este primul cartonaș roșu al acestei partide asupra lui Andrei Miron, jucătorul Universității Cluj. Vedem această execuție. Respinge fundașul echipei clujene. Și o nouă ocazie pentru Craiova, însă minge trimisă pe lângă poartă. Și este lovitură de colț pentru Olteni. Filip intră acum în locul lui Dan Nistor. George Gane acolo cu numărul 17 la oaspeți, a intrat pe teren în locul lui Bahasa. Și această fază, jucătorului pasează să nu ajunge mingea la cu echipierul său, din păcate. Frustrat acolo jucătorul. Lumea nemulțumită, bineînțeles, că nu a fost gol nici de această dată pentru echipa lor. Ian Nistoica intră pe teren în acest moment. Și să vedem, ocazie mare, Cluj, însă portarul oaspeților prinde această minge, nu a fost să fie nici de această dată pentru Studenți. Șut acolo și apără portarul Universității Cluj. Aproape de 4-0 Oltenii aici la Mediaș. Tură de colț acolo executată. Un jucător al celor de la Cluj. Și acolo apără portarul din nou. O intervenție a golkeeperului Clujan. Wow, din nou aproape de 4-0 Craiovenii. Asalt al oltenilor asupra celor de la Cluj, acum pe finalul meciului. Centrare acolo, respinge fundașul Universității Craiova. Au de poartă, indică arbitrul. Chipciu foarte nervos aici, în dreapta mea, că nu a fost acordat corner în favoarea echipei lui. Peluza Șepcilor Roșii cântă spre finalul partidei imnul echipelor. Acolo încearcă șutul. Ce 1-3. Gol scris pe final de către Universitatea Cluj. Însă prea târziu, din păcate, fanii curoși acolo sus în tribuna a doua. Da, 1-3 în acest moment la Mediaș. Și să vedem, lovitură liberă în favoarea celor de la Cluj. Păcat însă că nu mai e timp prea mult pentru egalare. Se pregătește acolo jucătorul Universității Cluj să execute această lovitură liberă. Și o face. Însă prinde acolo portarul fără probleme. O minge deviată din coechiperul său. Iar arbitrul fluieră finalul acestui joc.
Domnul Napoli, fericit pentru această victorie? Da, sunt. Da? Felicitări, felicitări și succes mai departe. Succes, felicitări. Câțiva fani de la Craiova, totuși, acolo în colț. Oltenii merg să salute suporterii. Da, acesta a fost vlogul de la firul ierbii aici la Mediaș, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova 1948, 1-3 rezultat final după ce craioveni i-au dominat tot meciul pe cei de la U Cluj. Scrieți în comentarii părerea voastră legată de acest meci și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe.